Salut tuturor și bun găsit înapoi la show. Haideți că vreau să vă expun impresiile mele despre vizita la Salonul Auto București și accesorii, cum este numit mai nou, sau SAB&A 2017, ediția 15-a, deschisă chiar zilele astea la Rom Expo. Am fost ieri, am văzut minunea, așa că m-am gândit să vin să-mi exprim opiniile, să le auziți și voi. Cum aș putea să cataloghez într-un singur cuvânt, să descriu experiența mea acolo? Anticlimatic. Da, știu, sună nasol, dar asta e ce am simțit. A fost o experiență profund anticlimatică. Nu numai că o serie de mărci au fost absente, mărci importante pentru România, cum ar fi Volkswagen, Renault, Dacia, dar revenim mai târziu la chestia asta. Dar salonul în sine, nu numai că are o suprafață, zic eu, nu știu, s-ar putea să mă înșel, dar sunt destul de sigur că are o suprafață mai mică decât înainte când îl organizau la Băneasa în acel hangar. Dar și, nu știu, când intri în, a fost organizat la Romexpo în pavilionul central, da? Rotonda aia mare, clădirea aia circulară. Când intri acolo, pe platou, pe podeaua principală, pe base acolo, sunt organizate mașinile ca la o piață, un târg de mașini. Adică nu au un layout interesant, iluminarea nu mi s-a părut excepțională sub nicio formă, cum vedeți, chiar și la noi la Saba am impresia că în anii trecuți, băi, toate parcă erau șlefuite, polișate, luminate, sclipeau. Acum sunt, zici că e un târg obișnuit de mașini. Dacă ai modele lansate în exclusivitate în țara noastră la acest salon, atunci fă-le să iasă în evidență. Nu le ține în rând cu absolut oricare alt model cotidian, fără nici măcar să-i pui un banner, să zici, hei, este o chestie nouă, de unde poate ști vizitatorul simplu ce intră acolo, da? Că acel model este cu adevărat nou. Cum îi atragi atenția asupra acelui lucru? Era de exemplu, luăm ca exemplu Hyundai-ul Kona lansat în premieră la acest salon în țara noastră, da? Și au făcut reclamă cu chestia asta. Era expus între un Elantra și între un i30 sau ceva de genul ăsta, în rând cu toate alelalte. Nimic nu atrăgea atenția asupra lui. Toate exemplarele expuse acolo, indiferent că erau mașini exclusiviste, indiferent că erau mașini de duzină ce le vezi pe stradă sau în orice alt showroom, indiferent că erau modele complet noi prezentate, toate stăteau în rând aliniate de te simțeai exact ca la un târg de mașini, nu ca la un salon auto. Pe cuvântul meu, mai interesantă decât multe din modelele expuse acolo era parcarea. Deci parcarea pentru vizitatori, decât salonul în sine. Existau modele exclusiviste, adică Jaguar, de exemplu, a venit cu un cupe extraordinar de frumos, bineînțeles obișnuitele BMW-uri. De fapt, stai, nu, BMW mi se pare că n-a venit. Nu, BMW n-a fost prezent. Mercedes era prezent din mărcile exclusiviste sau de lux, deci avem Jaguar, Mercedes, Maserati a fost prezent, Alfa Romeo, Volvo, în mod ciudat, Volkswagen, de exemplu, nu și-a făcut apariția, BMW nu și-a făcut apariția, dar avem, în schimb, Volvo cu un stand destul de mare acolo prezent, una din mașinile din mașinile premium, dacă vreți, sau din mărcile premium de mașini de la noi, care nu cred că ocupă un segment de piață extraordinar de mare. Vă uitați pe stradă și vedeți din plin Audi-uri, BMW-uri, Mercedes-uri, dar Volvo-uri, mai va. Mărcile asiatice au fost prezente în grup. Avem Kia, Suzuki, Toyota, Mazda, feblețea mea. Așa. Câteva mărci italiene, de fapt s-ar putea să fie toate. Alfa Romeo am avut-o, Fiat am avut, Ford a fost prezent, Jeep dintre mărcile americane, Land Rover-ul,
Maserati-ul, cred că l-am mai zis. Totul arăta, asta a fost senzația ce mi-a creat-o, ca fiind o piață, un târg de mașini obișnuit, nu știu cum. N-a avut glamour, n-a fost nimic de exclusivist. Erau mașinile așezate acolo frumos în rând, ca și ca la dealer, da? În mare parte. Cu câțiva reprezentanți ai diferitelor firme care stăteau undeva în spate acolo cu niște pliante și nu am observat să facă eforturi concertate de a atrage atenția cuiva. Singurul lucru cu adevărat extraordinar din tot salonul mi s-a părut a fi colecția privată a maestrului Țiriac. Acolo ai într-adevăr ce să vezi, de la DeLorean, da? Back to the Future, știți la ce mă refer. Am văzut pentru prima oară în viața mea un DeLorean, până la un Rolls din anii, nici nu știu cât, 40-30. Oricum, extraordinară colecție, niște mașini cu adevărat senzaționale și bine întreținute. De fapt, erau singurele mașini din întreg salonul de care n-aveai voie să te atingi. Erau baricadate, știți, și nu scria și pe ele n-aveai, era menționat acolo că n-ai voie să le atingi. În rest, totul era, m-am simțit exact ca la un târg obișnuit auto. Printre mărcile și modelele ce merită menționate, din punctul meu de vedere cel puțin, au venit cei de la Skoda cu noul Kodiaq. L-am văzut pentru prima oară, noul SUV. E mai mare decât v-ați aștepta, arată bine, foarte bine și la interior și la exterior. Deci m-a impresionat. Altfel, în afară de obișnuitele modele Mazda, Opel-uri, care arată bine, n-am nimic cu ele, sunt mașini bune, nu, dar nu este ceva ce n-ați mai văzut pe stradă sau la în orice showroom ever vă veți duce, veți vedea modelele astea. Opel Insignia, Mazda 6, Hyundai Elantra și tot dichisul la care v-ați aștepta. Ford a venit acolo pe lângă modelele obișnuite cu 3 Mustanguri, care bineînțeles aveau tot timpul câte un copil în ele la volan să claxoneze și să deschidă avariile, să pornească avariile cum v-ați aștepta. Era mare bucurie a copiilor la modelele astea. În altă ordine de idei, aveau spații acolo nefolosite, deci nu numai că am impresia că este un spațiu, spațiul expoziției este mai mic decât pe vremuri când era organizată în partea hangarul, dar totodată am văzut spații nefolosite. Îmi pare rău că nu am înregistrat, nu am filmat să vă arăt și chestia aia. Puteți să vă imaginați că nu a fost ceva extraordinar de, nu știu, bine organizat, că până la urmă este răspunderea organizatorilor să ia legătura și să ajungă la o înțelegere cu firmele, diferite firme, astfel încât să poată să umple la refuz. Mă așteptam să fie full până la refuz înăuntru și eventual să se extindă și pe afară. Afară nu era mai nimic decât un Ford Ranger foarte interesant expus cu șenile în loc de roți. Foarte tare era mașinuța aia și în rest un stand Fiat de dube, parcă era așa chestia de astea. Oricum, nimic senzațional sau relevant afară. La ultimul etaj al arenei, al expoziției, se aflau firmele de accesorii și tuning și chestii de astea. Platoul central, parterul cum ar veni și primul etaj fiind ocupate de diferite mărci auto. Și acum, apropo de organizare defectuoasă, din punctul meu de vedere, a salonului, hai să vorbim de cea mai mare problemă, din punctul meu de vedere. Lipsa Daciei. Este, din punctul meu de vedere, o chestie extrem de problematică. Cel mai mare, de fapt, singurul salon auto al României, care merită menționat, nu știu dacă mai există și altele, dar ăsta este salonul nostru bun, cel mai important salon auto al României, din care lipsea mașina noastră națională. Și nu numai că lipsea, dar era unul din puținii producători care chiar aveau ceva de zis, au un nou model, Duster 2, de-abia lansat în urmă cu câteva luni, în martie, la Geneva. Și au fost unii din absenți. Pot înțelege Volkswagen, nu mă deranjează că au fost absenți, sau Renault. Bine, probabil Renault și-a retras întreaga gamă, de asta a fost absentă și Dacia. Nu cunosc
jocurile de culise. Dar mi se pare inadmisibil, ar fi trebuit să ajungă la o înțelegere cu Renault, cu Dacia, organizatorii salonului, astfel încât să facă tot posibilul ca Dacia să fie prezentă. Cu Duster 2, acolo, eu m-aș fi așteptat când veneam, eu înțeleg, stați să vă iau ușor. Eu înțeleg că noi ca națiune nu suntem cei mai naționaliști ever, ba din potrivă, de foarte multe ori facem chestii care merg împotriva intereselor noastre, da? Dar mi se pare inadmisibil la Salonul Internațional Auto București, deci Salonul României, cel mai mare salon auto, să nu fim reprezentați de mașina noastră națională, mai ales că au un model complet nou de lansat. Chiar am rămas mască, nu înțelegeam ce se întâmplă. Am vorbit cu câțiva tipi de acolo, inclusiv cu niște tipi de la Toyota, care întotdeauna, dacă vă duceți la Toyota, întotdeauna nu veți găsi angajat Toyota să n-aibă textele la el. Și m-a luat omul mai în glumă, așa că, băie, dar stai că numai oamenii care vin, care au chestii noi, inedite de prezentat, vin aici, vezi, Doamne, știi? Adică a fost la bășcălie tipul, chiar m-a amuzat. Dar... fix Toyota, care n-a venit din, după câte am văzut acolo, n-avea niciun fel de model cu adevărat nou, erau Corolle, Avensisuri, Aurisuri, ce știți și iubiți deja de la Toyota. Deci fix aia vorbeau de Dacia, că n-au nimic de prezentat, că Dacia au de fapt un model complet nou. Oricum a fost Caterinca tipul și hai să fim serioși, merită puțin umor făcut la adresa lor, pentru că au lăsat să se întâmple lucrul ăsta. Eu mă așteptam când am intrat acolo, primul lucru care îl văd, să fie standul cu Duster-ul fix în mijloc, acolo când intri, da? Învârtindu-se acolo, pe platformă. Așa ar fi fost, după părerea mea, decent. Voi credeți că germanii sau englezii sau indiferent cealaltă țară, nu mai zic de americani, ar fi acceptat? Păi dacă era la american un salon de genul ăsta, eu sunt absolut sigur că 90% din spațiul imediat adiacent intrării era ocupat numai de mărcile lor, toate matahalele alea uriașe pline de crom, și undeva în spate ar fi fost modelele europene. Dar nu! Nu numai că nu era expus și nu avea stand Dacia central, dar nu exista! Deci nu mi-a venit să cred, m-am uitat peste tot și până la urmă am început să întreb. Inclusiv m-am dus la informații și am întrebat de unde mi s-a spus că într-adevăr nu există stand Dacia. Am crezut, prin absurd, că ori fi având un stand, deși ar fi fost problematic și așa, în afara salonului, da? Undeva, dar n-am văzut nimic afară. Deci în afara clădirii, în afara clădirii expoziției. Nu! Deci unul dintre absenți, probabil cel mai important pentru noi, Dacia nu se afla acolo. Adică avem mărci precum Abarth și Smart, da? Dar Dacia nu. N-a fost prezent. Și nu cunosc detaliile. Am încercat să contactez, am trimis mail-uri și atât la organizatorii expoziției, cât și la Dacia România. Singurul răspuns primit de la Dacia a fost pe Facebook Mess. Ceva de genul, mulțumim pentru îngrijorare, dar Dacia nu e prezentă anul ăsta la sub, să aveți o zi frumoasă. Păi știu că nu-i prezentă, eu v-am întrebat pe voi de ce nu-i prezentă, tu vii la mine și îmi zici că nu-i prezentă. Mulțumesc frumos de lămurire, de ce să zic. Nu știu, dacă se uită cineva de la salon, vede clipul ăsta și vede ce zic, sau de la Dacia, și vrea să-mi răspundă, să mă lămurească și pe mine, eu voi reveni cu un clip și vă voi explica și vouă. Până una alta, nu cunosc jocurile de culise, nu știu la ce nu s-au înțeles și de ce nu s-au înțeles organizatorii salonului cu Dacia, dar sau care au fost cealaltă probleme, nu pot să vă explic din simplu motiv că nu le cunosc. Dar eu nu știu decât ce am văzut și, sau mai exact zis, ce n-am văzut și n-am văzut Dacia acolo. Și mi se pare, din nou, o mare prostie să faci să nu aduci la salonul auto național, mașină, fix mașina națională, care mai avea și un model complet nou de prezentat.
Deci cam astea au fost impresiile mele în legătură cu Sabul de anul acesta. Voi, ce părere aveți? Ați fost la Sab? Dacă n-ați fost, cred că mai aveți încă timp, odată cu apariția acestui clip. Probabil mai este jumătate de săptămână de Sab rămasă. Așa că puteți să vă duceți să vedeți cu ochii voștri, să-mi spuneți dacă sunteți de acord cu mine, dacă am avut dreptate, dacă am fost hipercritic. Există și posibilitatea asta, nu neg, deși nu cred, încerc în tot ce fac să-mi păstrez un anumit grad, zic eu, cât se poate de ridicat de obiectivism. Bineînțeles, nimeni nu poate fi 100% obiectiv, cu toții percepem realitatea înconjurătoare în modul nostru și după simțul nostru critic. Așa că asta este. Impresii, păreri, comentarii. Vi le aștept în secțiunea de mai jos. Până în alta, rămâneți cu bine. Distracție plăcută dacă decideți să vizitați Sub. Și dacă vi s-a părut util și informativ acest clip, nu uitați să lăsați un like, v-aș fi deosebit de recunoscător. Dacă nu, butonul de dislike este la dispoziția voastră și nu uitați să considerați abonându-vă pentru a fi la curent cu cele mai recente viduri ale mele. Până data viitoare, vă las cu bine și vă zic bye bye!